potete immaginare anche con punto che stava a finire la presenza rispetto a un volume di poesia di mondo danese in generale per me e si potrà accettare che stava a finire quasi chi fa del signor Lino tra queste più qualità da qualità è stato un punto destinato di necessità per trovare un inserente parte vocale, non dico, quando si conosce. Da aceea, acolo si lasă de bine, trebuie să fim precauți. Puritatea o urmărim în fond cu toți. Toți vrem să fim buni și curați. Rămâne de văzut cât de putin să fim cu adevărat. Idealul acesta al comunității. Cred că erau și oamenii cei mai mici, care și eu că impunitatea lor e o formă de curăție. Le place să ne aud la ba chiar mai mult de impunitate, dar aș crede că automăcirea face parte din fondul nostru genetic. Nu din fondul nostru genetic cel mai bun, dar face parte din fondul nostru genetic. E aici în jocul. Pe de o parte, pe curăție absolută de a implica necesitatea absolută, de a fi sincer, total sincer, și de a denunța conștiinții noastre și încercările noastre de a ne minți pe noi și noi, după cum curăția se învăță și în ideal adevărat. Căci oricare Dumnezeu nu are un ideal. Dumnezeu personal. Dar face din puritate, totuși, o obsesie absolută, iar nu este primit. Iar nu este primit pentru că nici definițiile nu trebuie de absolutizare. Să știți că și definițiile ne pot duce pe căi ocolite și ne pot amăgi și chiar înșela. Există, ne învață pe noi dreapta socoteală, există definița de binelui și există și definița de rău, adică există definiți care sunt exces și pentru o greșită înțelegere a lor pot duce la toate de mult știu oameni înțelepți că și adevărul, că și binele și mila pot deveni prin exagerare printr-un fel de monomanie, printr-un fel de distanță obsesională, pot deveni și ele năpaste. Deci, ca să mă rezumă tot am avut ca mult și ca hot. Desigur că puritatea este un ideal logic și frumos, dacă nu pot exprima în timp atât de parte, dar trebuie să vă gândim în seamă să nu mergem tare departe și să nu transformăm într-o formă de manie, o formă de exacerbare, o formă de fanatism. Trebuie să ne aducem mereu aminte că definițiile trebuie echilibrate, trebuie armonizate între ele și că numai așa se poate ajunge la Republica Supremă, pe care înțelepciunea noastră ancestrală a numit-o dreapta socoteală.